Au vrut să treacă frontiera cu documente false, dar planurile le-au fost zădărnicite de către oamenii legii. Este vorba despre un cetățean din Republica Moldova, dar și doi cetățeni din Ucraina, care s-au prezentat în punctele de trecere cu acte neautentice. Primul caz a avut loc în punctul de trecere Tudora. În timpul verificărilor, polițiștii de frontieră au găsit printre documentele unui cetățean al Republicii Moldova un certificat de înmatriculare fals. Alte trei documente neconforme au fost depistate în punctul de trecere Grimâncăuți. Pe direcția ieșirii din Republica Moldova s-a apropiat mijlocul de transport de model VAZ, la volanul căruia se afla cetățeanul Ucrainei în vârstă de 58 de ani. La controlul documentelor, polițiștii de frontieră au sesizat mai mulți indicii de falsificare asupra permisului de conducere și asigurării autocarte verde, ambele emise de instituțiile competente din Ucraina. Un alt cetățean al Ucrainei le-a oferit polițiștilor de frontieră din punctul de trecere Briceni o procură pentru automobilul pe care îl conducea, fals. Toate documentele au fost transmise spre expertiză, iar polițiștii de frontieră documentează cazurile.